cuma replică la replică, pentru că nu-i timp și nu-i cazul. Categoric nu mă convingeți. Și vă dau doar câteva exemple. Ați vorbit de mărețele realizări în problema măsurilor asigurătorii și indisponibilizărilor. Dar nu ne-ați spus că de multe ori pe hârtie se ia măsura asigurătorie, iar la capătul procesului, până valorifici bunul ăla, indisponibilizat, îl mai găsești sau nu, îl mai vin sau nu la prețul indisponibilizat. Dumneavoastră știți dificultățile procedurii de la ANABI, de la ANAF și n-am să insist. Sigur că e greu de explicat cuiva statistica raportului dintre trimiși în judecată și achitați, stând în spatele unei hotărâri a CSM-ului, adică spuneți cât s-au trimis în judecată în 2017, câți au fost achitați în 2017, faceți raportul și spuneți asta e a scăpat. Știu, am înțeles, așa spune hotărârea CSM-ului. Dar ăia trimiși în judecată în 2017 sau 2016, n-ajung să fie condamnați sau achitați tot în 2016-2017. Sigur, așa spune hotărârea CSM-ului, dar rezultatul este artificial. Pentru că baza trimiși în judecată n-are nicio legătură cu acel coeficient, numărul de achitați. Acum, eu am început spunând că dezbaterea de azi și raportul să fie un moment al adevărului și cred că va fi. Cred, sper cu convingere, că adevărul va ieși la suprafață. Că societatea are nevoie să cunoască adevărul ca să știe ce măsuri să ia. Mi-e greu și vă asigur că într-un an de zile Curtea Constituțională n-a pronunțat 50 de conflicte juridice de natură constituțională. Am precizat 50 de soluții de admitere a unor excepții de neconstituționalitate. Așa. În care se includ și două conflicte. Și este și scris. Deci bun. Sunt 50 de decizii de admitere. Bun. Cu privire la... La decizia 68, spuneați că n-aveați de unde să anticipați ce va spune Curtea Constituțională. Perfect adevărat. Dar nu puteți să spuneți că nu știați că un procuror nu poate să ancheteze oportunitatea, circumstanțele, împrejurările emiterii unei ordonanțe de urgență, după cum nu puteți să spuneți că nu știați că procurorul nu se poate substitui instanței de contencios administrativ să verifice legalitatea unui act administrativ sau constituționalitatea, dacă e ordonanță. Cu privire la neprezentarea la comisie, să nu vă supărați, dați denaturat un pic, pentru a spus că ați răspuns. Da, dar Curtea Constituțională spune în decizie că n-ați răspuns complet la toate întrebările. Așa scrie acolo. O aveți citată, dacă vreți, o recitiți. Și atunci Curtea spune că n-ați răspuns complet la toate întrebările de natură să se lămurească problema pe care Comisia o avea de deslegat. N-ați anticipat nici dosarul acela cu cazul Belină. Păi cum să nu-l anticipați la 68 încă admitem? N-ați știut dumneavoastră că puteți, că nu puteți ancheta oportunitate, circunstanțe, împrejurări sau constituționalitate. Dar prin decizia 68 tocmai vi s-a spus. Când a venit cazul Belina, sigur, dispozitivul a fost de respingere. Dar toate considerentele sunt în același sens. Când procurorul nu poate ancheta împrejurări, circumstanțele, legalitatea unui act administrativ. Ați făcut comparație între decizia CSM-ului și decizia Curții Constituționale. Repet,
Comparația e bună pentru cine nu știe. Pentru că decizia CSM-ului te duci și o ataci în contencios, decizia Curții Constituționale nu ataci definitiv. Pentru că decizia CSM-ului se poate referi la oameni și nu la legi, decizia Curții Constituționale se referă la legi, la ordonanțe sau legi, mă rog, în vigoare cu toate cele pe care le știm. Sigur a spus că doar 92 au fost achitați, din care unii trimiși în judecată mai de mult, unii trimiși în judecată mai târziu, că nu sunt toți imputabili, așa e. Dar 92 de oameni sau aia care rămân în sarcina dumneavoastră reprezintă totuși foarte, foarte mult. Dacă nu ne întoarcem la principiul ăla, că mai bine un vinovat necondamnat decât un nevinovat condamnat, sigur dumneavoastră spuneți că este puțin. Repet, nu insist, mi-am notat mai multe. Pe mine nu m-a convins nimic din contraargumentele dumneavoastră, mai ales vă dați seama, oricine poate să realizeze, nu e posibil ca să fim absolut diametral opuși, tot ce spune unul e bun, tot ce spuneți dumneavoastră e bun, sau din punctul meu de vedere, tot ce spuneți dumneavoastră nu e bun, tot ce spun eu este bun. Sigur, nu ce am spus eu, ce a spus dumneavoastră. Sigur, nu va judeca doar secția de procurori. Sigur, vor judeca românii, societatea în general, și convingerea mea este că adevărul iese la suprafață. Trebuie să fim de acord cu faptul că adevărul trebuie știut, trebuie asumat și dacă are conotații negative, trebuie îndreptat. Dumneavoastră spuneți că totul e perfect. Sigur, eu nu vreau să vă contrazic aici. V-am contrazis în scris, v-am contrazis pe cele notate în raport. Spuneați că aveți deschiderea la dialog, ceea ce e foarte bine. Mâine aveți bilanțul, mâine e 28 februarie și până mâine trebuia să-mi trimiteți raportul și eu nu l-am primit. Aveți o explicație? Sigur că aveți. Dar eu mi-ați trimis și o invitație și vă mulțumesc, dar sigur nu voi veni. Pentru că eu vin acolo să mă uit la dumneavoastră, ca ministru al justiției, fără să vă îndepliniți obligația din lege să-mi dați raportul. Sigur, eu sunt convins că dezbaterile de-abia încep și nu se termină aici. Sunt convins cu argumente, cu contraargumente, indiferent de ce va decide CSM-ul, indiferent de ce va decide președintele, indiferent de ce va decide Curtea Constituțională dacă va fi sesizată cu un conflict, sunt convins că dezbaterea va continua și trebuie să continue ca să vedem radiografia exactă a activității manageriale. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc.